Dacă iarna întreținerea este cea mai mare problemă pentru pensionari, nici în timpul verii aceștia nu fac față cheltuielilor. Ca să meargă la tratament în stațiunile balneare, vârstnicii au solicitat un împrumut sau compensarea biletelor de tratament. În această perioadă s-au acordat împrumuturi rambursabile la un număr de 2100 de membri cu o valoare de 8.900.000 de lei. S-au acordat ajutoare nerambursabile la un număr de peste 2800 de membri cu plafonul de pensie de până la 700 de lei cu o valoare de 165.000 de lei. Pe perioada verii, Casa de Ajutor Reciproc din Sighetu Marmației a avut în vedere și compensarea parțială a biletelor de tratament în stațiunile balneare și în spitale de recuperare. Valoarea acestor compensații a fost de 100 de lei pe persoană și a fost acordată pentru un număr de 202 persoane. Numărul tot mai mare al împrumuturilor solicitate reflectă, din păcate, nivelul de trai al pensionarilor, care ajunși la 70-80 de ani nu se pot descurca din punct de vedere financiar. Ne-am preocupat pentru acordarea de ajutoare excepționale la membri cu situații deosebite de grea, persoanele care n-aveau alt sprijin decât o pensie de ajutor social. Am acordat acest sprijin la un număr de 30 de membri cu vârstă trecută de peste 80 de ani, cu o valoare de peste 6.000 de lei. S-au acordat ajutoare de deces la un număr de 180 de membri. În funcție de împrumut și de pensia solicitantului, se stabilește perioada în care se poate returna suma.